Majoritatea țărilor sunt numite în funcție de triburile sau grupurile de oameni care le-au populat în antichitate, așa cum Franța a fost denumită după franci sau Finlanda după triburile finilor. Așadar, atunci când vine vorba despre romani, unul dintre cele mai faimoase grupuri de oameni din antichitate, ai crede că țara în care au trăit aceștia trebuia să se numească în prezent Țara Romei sau România. Dar, după cum bine știm, aceste denumiri nu sunt nici măcar pe aproape, se numește Italia. Însă știm cu toții că mai există o țară în sud-estul Europei care se numește România și este țara noastră. Însă cum s-a ajuns în punctul în care țara în care au locuit romanii nu se numește România, dar totuși există o țară total diferită numită astfel? Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l discutăm este despre cum a ajuns țara noastră să fie numită după un grup de oameni care au trăit pe malurile Mării Mediterane. Ei bine, numele România derivă din cuvântul latin romanus, care în prezent înseamnă cetățenii Romei. Totuși, înainte ca țara noastră să fie numită România, aria din prezent care acoperă teritoriul României și Moldovei, la fel și a altor țări vecine, se numea în antichitate Dacia, după oamenii care trăiau aici, dacii. Dacii erau considerați cei mai corecți și mai curajoși dintre toate popoarele antice, așa cum i-a numit Herodot. În secolul I, înainte de Hristos, regele dacilor Burebista a făcut ca Imperiul Dacic să fie mai puternic ca niciodată. Desigur, asta a fost înainte ca Imperiul Roman să pună mâna pe tărâmurile noastre. Proviziile de aur care aparțineau Imperiului Roman se terminaseră înainte de secolul I după Hristos. Situația era atât de rea încât Imperiul Roman a trebuit să caute în afara propriilor teritorii. Romanii știau de regatul Daciei înainte să li se termine aurul, știau că este o societate autonomă înfloritoare, atât de înfloritoare încât liderii credeau că într-o bună zi vor încerca să atace Imperiul Roman, iar în cele din urmă să-l cucerească. Dar atunci când romanii au auzit că dacii minau aur în munții Balcani, aceștia au hotărât că trebuie să pună mâna pe metalul prețios. În anul 101 după Hristos, împăratul roman Traian a invadat pentru prima dată Dacia. Aceștia au purtat războaie grele cu dacii și au reușit să-i cucerească în anul 106 după Hristos. După ce războiul s-a terminat, tărâmurile dacice au fost numite Dacia Romană. În cele din urmă au fost adoptate câteva obiceiuri romane, precum limba acestora, latina. Unii istorici afirmă că limba vorbită astăzi în România are origini latine, însă acest lucru a fost foarte puțin cercetat și nu se știu cu exactitate originile limbii noastre. Desigur, multe cuvinte și denumiri sunt din limba latină, însă asta nu dovedește originea limbii române. Totuși, prin urmare, acum avem o țară care vorbește latina într-un tărâm al națiunilor slave. Acum, regatul Daciei era numit România pentru că făceau parte din Imperiul Romei. Numele România a devenit oficial în anul 1866, odată cu adoptarea primei constituții. Acum știm că numele România înseamnă mai mult sau mai puțin cetățenii ai Romei, însă de ce nu se numește și Italia la fel? În cele din urmă ei sunt singurii cetățenii ai Romei. Ei bine, numele Italia provine de la cetățenii teritoriilor Imperiului Roman, însă nu de la romani. Numele Italia provine de la termenul Vitalii, care este numele unui trib stabilit în regiunea Calabria, localizat în partea sudică a țării. La originile lui, termenul Vitalii provine din cuvântul Vitalia, care se trage din cuvântul latin Vitulus și care înseamnă vițel. Termenul Vitalia se traduce prin țara vitelor, iar zona chiar era populată cu o mulțime de bovine. La început, termenul era folosit de romani atunci când se refereau la partea sudică a țării, apoi a fost folosit pentru a denumi toată țara, care în prezent s-a transformat în cuvântul Italia. Presupunem că Italia nu este numită România pentru că nici locuitorii săi nu o numeau astfel și preferau termenul Italia. Țara noastră și Italia pot părea la început extrem de diferite. Una este o țară mediteraneană, pe când cealaltă reprezintă regatul balcanic de Basm. Cu toate astea, există totuși o legătură între cele două țări, în special în privința numelui. Ambele au fost numite datorită romanilor, numai că țara noastră a fost invadată de romani pentru aur, iar în cele din urmă a fost denumită după ei, iar cealaltă țară a fost denumită datorită termenului pe care îl foloseau romanii când se refereau la partea sudică a țării lor. Câteodată istoria chiar este scrisă doar de cei victorioși, în special atunci când vorbim despre numele România. Cu toate că în prezent Imperiul Roman este amintit doar în cărțile de istorie și ruinele sale, numele de România a fost păstrat până în zilele noastre. Asta arată impactul pe care l-a avut Imperiul Roman asupra țării noastre în trecut.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!